Urmăriți Studio Politic la Digi24, este ora 15, sunt Anca Suciu, bine v-am regăsit! Lucian Pahonțu, omul care de două decenii conduce serviciul de protecție și pază în România, a fost trecut în rezervă de președintele Klaus Iohannis. Face 60 de ani sâmbătă, iar legea militară îl obligă să se pensioneze. Acum, oficial, serviciul de protecție și pază anunță că rămâne Lucian Pahonțu șef. Ce înseamnă implicațiile politice din jurul celui mai longeviv șef de serviciu din România? Vom discuta astăzi la Studio Politic. Palatul Împăratului costă aproape 14 milioane de lei în plină campanie electorală. Am aflat costurile renovării vilei din Aviatorilor 86. A spus RAPPS și cine se va bucura de luxul pe bani publici? Și despre asta vom discuta. Din păcate, veștile din Spania sunt proaste. O nouă furtună amenință regiunea, iar oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească. Bilanțul tragediei a ajuns la 205 morți, un român printre victime, iar căutările continuă. În zona Valenciei, localnicii au rămas fără apă și fără mâncare. Vom avea astăzi o transmisiune specială din Spania. Colegii noștri, Alexandra Dinu și Claudiu Ristea, au ajuns în zonele afectate de inundații. Anunț oficial, statul a făcut publice cheltuielile de renovare a vilei din Aviatorilor 86. Acea vilă despre care s-a tot vehiculat că ar ajunge și ar fi pregătită, de fapt, pentru președintele Klaus Iohannis la finalul mandatului. Acum, cât a costat, cine se va bucura de acest lux? Vorbim cu Elena Crângașu, jurnalist Digi24. Elena, mulțumesc că ești alături de noi. Mare surpriză în această campanie. Costă 14 milioane de lei renovările. Care sunt reperele mai exact? Pe ce s-au cheltuit banii? Că noi am vorbit până acum de sume mari, am vorbit de sere, am vorbit de săli de sport acolo. Nu o vilă doar așa, pregătită, un perete zugrăvit sau o curte curățată. Așa este, vorbim despre construcția acestei vile, despre renovarea acestei vile încă din februarie. Atunci a apărut investigația celor de la Recorder, care vorbeau despre o sumă de 7 milioane de euro, dacă nu mă înșel. Acum, în campanie, așa cum subliniai și tu, pentru că trebuie să ne referim la acest aspect. Cum de acum, dintr-o dată, toată lumea este interesată să facă publice aceste detalii, să fie transparente pentru români. Și iată, a venit de la Secretariatul General al Guvernului această cerere. RAPPS a făcut publice informațiile. Vorbim de fapt despre în jur de 14 milioane de lei, 13,8 milioane, banii fiind împărțiți pentru arhitectură, pentru șantier, pentru diferite astfel de lucruri. Totalul, spuneam, aproape 2,7 milioane de euro. Vin aceste detalii după ce în zilele acestea am văzut un joc, un meci între Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, între PNL și PSD. Cine desecretizează primul aceste cheltuieli, care fac, după cum spuneam, de luni de zile sau chiar de ani de zile, de când Klaus Iohannis tot stârnește astfel de controverse și nemulțumiri în spațiul public, fac discuția, însă abia acum s-au gândit că ar trebui să ceară. Ba Marcel Ciolacu să-i ceară lui Nicolae Ciucă, ba Nicolae Ciucă să-i ceară lui Marcel Ciolacu să desecretizeze aceste costuri. Și iată, dar fiecare avem cu vila lui. Că spun ei cel puțin. Am aflat odată Aviatorilor 87. Noi nu știm în acest moment care a fost răspunsul RAPPS apropo de
cine va locui aici? Nu există un răspuns cu privire la cine va locui aici. S-a tot vehiculat că ar fi o vilă pregătită pentru Klaus Iohannis, pentru că șefii de stat știm foarte bine că după ce își încheie mandatul au dreptul la o astfel de casă, la o astfel de vilă de protocol. Au fost răspunsuri oficiale. Administrația prezidențială a spus acum ceva timp că nu a cerut niciodată guvernului, în subordinea căruia se află RAPPS, să îi aloce o astfel de locuință. Marcel Ciolacu spunea de asemenea în urmă cu câteva luni că nu a avut o astfel de solicitare de la administrația prezidențială. Dar să nu ne pripim, pentru că mai sunt câteva luni, mai e până pe 21 decembrie, acela este momentul în care Klaus Iohannis își încheie mandatul și atunci vom avea clar. Și la fel de bine, repartizarea vilei s-ar putea face după încheierea mandatului și cealaltă vilă e vila din strada Cucu, vila apare care... o altă vilă, care ar fi, spune Nicolae Ciucă, ar fi premierului Marcel Ciolacu. Și pe surse se confirmă această informație. Pe surse s-a confirmat această informație, da, am primit acolo și noi această informație. Nicolae Ciucă, pe de altă parte, mai cere niște detalii de la Marcel Ciolacu. Lista vizitatorilor de la această ce vilă. Ce vrea să sugereze? Vorbește despre un secret pe care dacă l-ar scoate la iveală, Marcel Ciolacu nu ar mai apuca să prindă turul al doilea. Așa înțelegem din declarațiile președintelui Partidului Național Liberal. Dar după cum vezi, fiecare aruncă așa câte o informație, nu vine nici cu dovezi, nu avem nimic clar în momentul de față. Sunt desecretizate câteva a venit astăzi un răspuns la fel de la RAPPS, iată ce repede se mișcă instituțiile. Secretul, da, după câteva mare, luni, adică secretul este să fim în campanie, bănuiesc. Asta e concluzia pe care o tragem. Iar PSD și PNL să fie în dezacord. Da, să se rupă coaliția la nivel politic. Concluzie pe care o tragem în urma acestor întâmplări, nu și o informație pe care o avem, dar n-ai cum altfel să tratezi această informație, văzând că după 8 luni de la momentul în care jurnaliștii de la Recorder au scris prima dată despre Palatul Împăratului și s-au făcut solicitări și exact nenumărate. 8 luni coincide, ei au făcut chiar mai repede solicitări de atunci, însă presa a solicitat și noi și voi, jurnaliștii Digi24, ați scris celor de la RAPPS să desecretizeze costurile, nu s-a întâmplat decât acum în campanie, iar și care a apropo de cheltuielile pentru vila pe care o folosește premierul României, acolo ce costuri s-au desecretizat? RAPPS a transmis astăzi, guvernul de fapt a trimis un comunicat în care spune că s-a folosit o sumă de 50.000 de lei, dacă nu mă înșel, dar okay, pentru montarea unei centrale și de asemenea că lista vizitatorilor pe care o cere Nicolae Ciucă nu poate fi pusă la dispoziție. Dar aș vrea să mai spun un singur lucru. În momentul în care noi am făcut aceste solicitări și în momentul în care l-am întrebat pe Klaus Iohannis despre aceste costuri, spunea că nu permite legea să aflăm costurile, pentru că într-adevăr este secretă. Și iată dintr-o dată cum se poate. Aflăm răspunsul, rămâi, te rog, alături de noi. În platoul Digi24, în platoul studioului politic alături de noi, Mihai Ghigiu este susținătorul candidatului PSD la alegerile prezidențiale, Marcel Ciolacu. Alexandru Muraru îl susține pe Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale și candidează și la alegerile parlamentare. Vom lua legătura imediat și cu Ștefan Pălărie, este candidat USR la alegerile parlamentare, susținător al Elenei Lasconi. Plecăm de la această discuție PNL-PSD, că Elena, exact aici ne-am oprit. Domnule Ghigiu, cum de s-au desecretizat aceste costuri acum, apropo de vila din Aviatorilor 86? Ce ne puteți spune dumneavoastră? Cine va fi beneficiarul? Cine va locui în Aviatorilor 86? Va fi Klaus Iohannis sau nu? Bună ziua, Săruna, mulțumesc pentru invitație. E foarte simplu de ce s-au desecretizat acum, pentru că domnul Ciucă, într-un final, într-o emisiune zilele trecute, și-a dat acordul pentru această desecretizare. Trebuie să ținem cont că investițiile în vila din Aviatorilor au pornit pe baza unei hotărâri de guvern semnată de domnul prim-ministru Ciucă la acel moment în 2022 și cred că din colegialitate e normal să ai și un accept a persoanei care a inițiat un proces de secretizare a unui document. Orice document poate fi desecretizat urmând aceeași procedură prin care sau printr-un act de aceeași putere cu care a fost secretizat. Practic aceste informații premierul le-a cerut în ședința de joi dimineața a secretarului general al guvernului. Astăzi au venit primele informații de la RAPPS referitoare la costuri, urmând ca în perioada următoare să avem, în urma desecretizării și altor documente, să avem și detalii referitoare la
destinația, ca să zic așa, a vilei din aviatorilor. Din informațiile pe care eu le am... Pentru cei de acasă, dumneavoastră sunteți și șef al cancelarei premierului. Exact. Deci dumneavoastră ne spuneți că până acum premierul nu a reușit să desecretizeze aceste costuri pentru că Nicolae Ciucă, din calitate de președinte al Partidului Național Liberal, din calitate de președinte al Senatului, nu a fost de acord? Domnul Ciolacu i-a sugerat de mai multe ori secretarului general al Guvernului că este normal și un gest normal și de transparență ca aceste documente să fie făcute publice. Secretariatul general n-a dat un răspuns negativ, însă n-a venit cu nicio informație publică. Adică a tergiversat răspunsul, spuneți. Scuze? A tergiversat răspunsul. A tergiversat răspunsul. Văzându-l pe domnul Ciucă, cred că în urmă cu 2 sau 3 zile, nu mi-amintesc exact, care a spus că nu are nicio problemă și se pare normal ca toate aceste cheltuieli să fie publice, am procedat în consecință și vedeți că în mai puțin de 48 de ore de la momentul la care domnul prim-ministru a promis, acest lucru s-a și întâmplat și astăzi avem primele detalii publice despre cheltuielile pentru vila din aviatorilor, care va fi folosită de un fost șef de stat. Domnule Ghigiu, dumneavoastră spuneți că secretarul general al Guvernului răspunde la comenzi politice, pe linie de partid, la șeful de partid și nu la șeful de la guvern. Secretarul general al Guvernului este un om politic, numit, are rang de ministru, este numit pe baza unor criterii politice. Nu este funcționar public, nu este personal contractual, este un om politic. Bineînțeles că vorbim de și o decizie politică. Și de câte ori în această perioadă de când Marcel Ciolacu este premier, nu a fost ascultat premierul României de către secretarul general al Guvernului, alte spețe. N-am ținut o evidență. Nu cred că ăsta este scopul, să facem o evidență pe ce... Da, e ciudat. De ce? E ciudat că e guvernul României, nu e guvernul PNL sau PSD. E ciudat pentru că cele două mari partide au fost împreună la guvernare și ne spuneți că, de fapt, secretarul general al Guvernului nu răspunde în fața șefului guvernului, ci răspunde pe linie de partid. Adică aici în istoria guvernelor României și aveți o experiență deja. N-am văzut de multe ori în care miniștrii, făcând parte dintr-un partid diferit decât primul ministru, au făcut altceva? Eu mi-amintesc multe cazuri. Dacă vreți, facem împreună o istorie. E blocaj în guvern acum? Poftim? E blocaj în guvern acum? Adică funcționează guvernul dacă... Niciun caz. Guvernul relatați așa stare, de fapt, în guvernul României. Guvernul funcționează și eu cred că se vede prin măsurile pe care le ia că guvernul funcționează. Dar ați spus-o ca și cum nu s-ar mai fi întâmplat niciodată în istoria guvernelor României ca miniștrii care provin din alt partid decât partidul premierului să facă altceva. Domnule Moraru, îl avem și pe domnul Moraru alături de noi. Elena, imediat am să te rog și pe tine să intervii, doar că vreau să știu de la domnul Moraru cum răspunde la aceste acuzații. Adică secretarul general al guvernului a așteptat, de fapt, semnalul din partea președintelui de partid. Altfel spus, sau pe șleau, Nicolae Ciucă a blocat desecretizarea costurilor pentru aviatorilor 86, o vilă despre care se vorbește în presă că ar putea ajunge la Klaus Iohannis după ce își încheie mandatul de președinte. Bună ziua, doamna Suciu. În primul rând vreau să vă spun că persoana care a blocat transparentizarea acestor cheltuieli a fost Marcel Ciolacu. Îmi pare rău că domnul Ghigiu bate câmpii cu grație. Nu poate o persoană, după ce a părăsit acea funcție, să-și dea acordul pentru desecretizarea unui document. Este un principiu pe legea arhivelor care spune foarte clar că secretizarea și desecretizarea se fac de către aceeași funcție. Cu alte cuvinte, funcția desecretizează și nu persoana. Pentru că eu dacă activez într-o instituție și plec din acea instituție sau mă pensionez, nu o să fugă toți după mine să-mi dau acordul pentru desecretizarea unor documente. Acest lucru este un neadevăr, că să nu este o chiar aberație. Dar, dacă îmi permiteți, cred că nu ați înțeles nuanța, domnule Muraru. N-am spus că domnul Ciucă, în calitatea lui de fost prim-ministru, ci în calitatea lui de lider al coaliției, a așteptat domnul secretar general un acord politic, nu unul juridic. Bateți câmpii cu grație. Nu se poate ca cineva care nu a mai fost prim-ministru să fie întrebat dacă își dă acordul sau nu. Ok, domnul Muraru se face că nu înțelege. Am înțeles. Nu, înțeleg foarte bine, nu. Deci dumneavoastră ori nu știți, ori mințiți cu bună știință. Nu există așa ceva. Deci persoana care n-a vrut ca în aceste cheltuieli să fie desecretizate a fost Marcel Ciolacu, care, nu știu, din frică, din... interes politic. Frică de ce, domnule Muraru? Că nu era vila pregătită pentru dânsul. El a fost în mielușel în fața lui Klaus Iohannis,
până acum câteva săptămâni, când a devenit mare erou și mare luptător împotriva Simone Johannes. Hai să fim serioși, foarte bine cum arată lucrurile, da? În al doilea rând, aceste cheltuieli, mai bine spus, secretizarea hotărârii de guvern este o procedură standard pentru cheltuielile care de zilele de protocol ale demnitarilor. Din diverse considerente de securitate, de protecție și așa mai departe. Acea vilă din aviatorilor 86 nu va fi locuită niciodată de Klaus Johannes. Nu vă mai spun că potrivit graficului de lucrări, aceste lucrări se vor încheia în vara anului viitor. Și președintele Iohannis își termină mandatul în decembrie. Plus că noi nu știm dacă președintele Iohannis va solicita Guvernului României acordarea unei locuințe în calitatea sa de fost șef de stat atunci după 21 decembrie. Bun. Elena, ce știi tu? Cât de mare e coincidența faptului că apare aceste informații acum? Cine nu a fost de acord? Care sunt informațiile pe care le-ai surprins în partide? După cum spuneam, abia acum și-au dat seama că există această problemă, după cum vedem. De-a lungul timpului, Partidul Național Liberal nu mi s-a părut să ridice vreodată această discuție. Înțelegem acum din declarațiile domnului Ciucă, spunea că este normal ca oamenii să știe unde se duc banii publici, că este normal să fie transparente cheltuielile, că se dezice cumva de acest model al lui Klaus Johannes și de cum a făcut lucrurile până acum. În același timp, dacă Marcel Ciolacu a sugerat că ar trebui să aibă o astfel de discuție loc, de ce în coaliție nu a avut până acum serios o astfel de discuție să se pună la masa negocierilor să vadă? Este normal să desecretizăm sau este normal ca în continuare să nu știm pe ce se duc banii publici? S-a vorbit până acum despre această coaliție funcțională sau la nivel politic nu mai merge, dar la nivel guvernamental continuă? Dar se pare că, în continuare, nu funcționează această coaliție. Așa mi-au lăsat impresia declarațiile. Mulțumesc, Elena, pentru informații. Este alături de noi și Ionuț Moștanu din partea USR. A cerut să intervină în acest dialog, în care reținem așa, pentru cei care au deschis televizorul mai târziu, în acest moment, Partidul Social Democrat, prin vocea șefului Cancelariei Guvernului, susține că până în acest moment costurile pentru renovarea vilei din aviatorilor 86 nu au fost desecretizate, deci au fost ținute la secret de către Nicolae Ciucă. Dar cea mai bună dovadă este faptul, mă iertați că intervin, cea mai bună dovadă e faptul că domnul Ciucă a aprobat acea hotărâre de guvern prin care a secretizat costurile. Dacă îi se părea normal, cum a spus zilele trecute, să fie publice, de ce nu le-a făcut publice la început? Asta e întrebarea mea, foarte simplă. Iar domnul Moraru, alături de noi acum, din partea Partidului Național Liberal, susține că Marcel Ciolacu a fost mielușel, citez, față de Klaus Iohannis și de aceea nu a desecretizat el aceste costuri. Ionuț Moșteanu, poziția USR. Ce știți dumneavoastră? Ați vorbit de solicitări făcute către RAPPS. Astăzi RAPPS face publice o serie de cheltuieli. E un circ ridicol ce fac PNL și PSD. Și PNL și PSD și Ciucă și Ciolacu i-au ținut spatele lui Iohannis în povestea asta cu reabilitarea, bine, renovarea vilei din aviatorilor 86. Sunt luni de zile, mai exact, din 19 martie am cerut să se publice cheltuielile, să se publice motivele pentru care se bagă bani și pentru cine se pregătește acea vilă. Am cerut să am acces, în virtutea legii ca parlamentar, la contract. RAPPS tace mult. Astăzi am făcut o intervenție în justiție împotriva RAPPS. Am mai făcut un lucru. În 10 septembrie am cerut RAPPS-ului să publice lista tuturor locațiilor pe care le administrează și a chiriașilor care beneficiază de acele locații ale statului român puse în poziții foarte bune în București, unele dintre ele cu niște chirii modice pentru acele poziții, mult sub prețul pieței. În continuare este liniște. Și acum în campanie s-au trezit făcând acest circ ridicol în care, din nou zic, sunt împreună la guvernare, este Ciolacu este premier, TGG-ul la PNL, împreună guvernează, împreună au blocat asta, împreună au blocat legea prin care pe care eu am depus-o în Parlament și am cerut desecretizarea cheltuielor lui Iohannis. Există o lege în circuitul parlamentar blocată de PSD și PNL, pentru că ei nu vor ca oamenii să știe pe ce cheltuie Iohannis. Iată că vor să știe în campanie.
Dar de ce spuneți în continuare Cârdășie și că vor să secretizeze? Aveți informații că suma e mai mare decât 13,8 milioane de lei, cea pe care o știm astăzi? Nu am nicio informație. Ce spun este că este un circ ieftin, pentru că luni de zile au blocat asta și acum în campanie încearcă să se folosească, să pară că sunt în competiție, dar ei sunt împreună la guvernare, PSD cu PNL. E ridicol acest circ pe care îl fac. Vă mulțumesc. Între timp ni s-a alăturat mulțumesc din partea USR domnul Pălărie, Ștefan Pălărie, susținător al candidaturii Elenei Lasconi la alegerile prezidențiale. Ne întoarcem la mesajul lui Nicolae Ciucă, domnule Muraru, și am nevoie de ajutorul dumneavoastră, pentru că domnul Ciucă cere desecretizarea listei utilizatorilor, a vizitatorilor, a beneficiarilor și spune, citez, sunt sigur că domnul Ciolacu nu vrea să meargă cu acest secret în turul 2. RAPPS ne spune că nu există această evidență pentru a fi făcută publică. Dumneavoastră, ce ne puteți spune despre secretul cu care nu vrea Marcel Ciolacu să ajungă în turul 2? Doamna Suciu, el a fost practic vehiculat de mai multe săptămâni de către colegii dumneavoastră din presă și sigur nu e prima dată când Marcel Ciolacu ascunde aceste lucruri. Este singurul candidat la prezidențială care are un nepot care a făcut zeci de milioane de euro cu statul român afaceri. De la angajat în benzinărie și până la a avea o rețea de 150 de farmacii, a face două parcuri fotovoltaice din PNRR și apoi a le vinde, afaceri imobiliare. Ori, sigur că românii, ăsta era în esență mesajul președintelui Nicolae Ciucă, acela ca Marcel Ciolacu să se derobeze de toate aceste secrete, de toate aceste lucruri care țin de domnia sa și să facă public așa cum a cerut și domnia sa și despre președintele Iohannis. Ce spuneți dumneavoastră că acolo, în vila premierului sau în vila în care locuiește premierul, este vila în care locuiește premierul, de fapt, să ne lămuriți cu acest aspect, că deocamdată e o informație pe surse. Da, în primul rând nu am această informație dacă acolo locuiește sau vila este închiriată altcuiva sau locuiesc mai multe persoane decât locatarul pentru care această vilă a fost destinată. Mai multe persoane? Adică mai devreme ați vorbit de nepot. Locuiește cu nepotul, că eu inițial voiam să vă întreb dacă e locul în care avantajează rude. Nu știu, aici m-ați dus cu gândul. Dar ce vreau să vă mai spun este... Pe șleau, dacă ne puteți spune. Dacă ne puteți da, ce informații aveți? Adică prea multă sugestie din partea Partidului Național Liberal fără să pună degetul pe rană. Ce vreți să spuneți când spuneți că e un secret pe care îl cunoașteți, dar nu îl spuneți, dar îl amenințați pe Marcel Ciolacu să-l anunțe până în turul 2? Asta a scris președintele Nicolae Ciucă și va trebui pe domnia sa să-l întrebați exact care sunt persoanele sau la cine face referire. Ceea ce vreau să vă spun este că președintele Nicolae Ciucă, cât a fost prim-ministru, nu a solicitat o locuință de la RAPPS ca locuință de protocol. Domnia sa locuiește undeva lângă București și acolo a stat pe toată perioada și când a fost primul ministru și când a fost președinte al Senatului. Și ce... N-am înțeles la domnul Ciolacu de ce a fost nevoie de locuință de protocol, în primul rând, pentru domnia sa. E foarte simplu, domnul Muraru. Haideți că deja, sincer, mie mi se pare că nu trebuie ca telespectatorii să asculte aceleași lături pe care le vărsați continuu în spațiu public. Eu am foarte multe grijă la limbaj, dar domnul Muraru deja n-am mai întâlnit și în alte emisiuni care are același stil de a arunca acuze fără să spună absolut. Domne, asta e dovada pentru acest lucru. Au fost lansate aceste acuze, răspundeți-le fără atac la persoane. Să înțelegem de ce spune acum Partidul Național Liberal că în acea locuință premierul locuiește cu mai multe persoane. La cine se referă? Premierul României are o locuință la Buzău. Deci nu are o locuință în București și normal să primească, conform legii, o locuință oficială.
În acea locuință oficială nu s-a făcut nicio investiție. RAPPS-ul am solicitat de la momentul la care premierul a început să ocupe acea locuință oficială, am solicitat date, ați văzut, s-a reparat o singură centrală. Nu se poate compara cu cele 14 milioane din Vila din Aviatorilor pregătită pentru președintele de fapt al PNL, domnul Iohannis. Doi. De ce pregătită pentru președintele Klaus Iohannis Vila din Aviatorilor? Confirmați ca reprezentant al guvernului. Tocmai ce confirmați ca reprezentant al guvernului. Domnul președinte Ciucă o să vă lămurească, sau hotărârea pe care a dat-o domnul președinte Ciucă o să vă lămurească în momentul în care va fi desecretizată. Și va fi desecretizată cu siguranță. Cine? Destinația? Ce anume? Destinația? Hotărârea de guvern care va da mai multe informații despre destinația acelei locuințe. Deci a fost solicitată. Desecretizarea? Da, bineînțeles. Nu desecretizarea. Există o persoană care a solicitat să locuiască în Aviatorilor 86? Nu există la acest moment nicio persoană, dar în momentul în care se face o hotărâre de guvern, există o notă de fundamentare. În care nota de fundamentare se precizează anumite informații pentru cine se pregătește. Mai puțin, domnule Muraru, vă rog frumos, nu întrerupeți. Pentru că tocmai ce a spus domnul Ghigiu, domnule Muraru, rugăminte, lăsați puțin discursul politic. E o informație pe care șeful Cancelariei Premierului a dat-o în acest moment. Că Aviatorilor 86 este vila pregătită pentru Klaus Iohannis. La asta, dacă vreți să ne răspundeți scurt, trebuie să luăm și o pauză de publicitate electorală. Mai bine, dăm publicitatea electorală, după care vreau răspunsul dumneavoastră și de asemenea discutăm și despre trecerea în rezervă a celui care a condus Serviciul de Protecție și Pază timp de 2 decenii, implicațiile politice de asemenea. Revenim și cu aceste costuri care sunt desecretizate, culmea, în plină campanie electorală. Revenim. Am revenit în direct, discutam despre destinația vilei aviatorilor din Aviatorilor 86. Domnule Ghigiu, când aflăm cui e destinată această vilă? Procedura de desecretizare este similară celei de secretizare. Deci va fi nevoie de o nouă hotărâre de guvern. Dar eu vă asigur că va fi într-un timp scurt. Și ați spus mai devreme că este destinată lui Klaus Iohannis. Nu e destinată cu nume și prenume, dar veți vedea din desecretizare, veți trage singur cu concluziile cui este adresată vila din Aviatorilor. Adică sunt acolo menționate funcțiile, sau? Veți vedea, v-am zis, nu are rost, nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, veți vedea negru pe alb, ce a semnat domnul Ciucă, fiind prim-ministru, cu este destinată clădirea din Aviatorilor. Deci spuneți, premierul Nicolae Ciucă, în 2022, a emis o hotărâre de guvern pentru această vilă din Aviatorilor 86, da. Pentru începerea lucrărilor. Începerea s-a făcut apoi. Întâi i s-a dat o destinație. Adică știm cine e beneficiarul. Vom vedea acolo funcția. Funcții, nu nume. Deci ar trebui să vedem fostul președinte al României. O să vedem. Este o informație clasificată încă la acest moment. Și acolo sunt și costuri? Adică la momentul 2022 știa cât ar urma să costă? Costurile s-au aprobat ulterior prin diferite, și prin hotărâri de guvern și la nivelul RAPPS-ului. Domnule Muraru. După ce ne-a păcălit domnul Ghigiu că persoana care a părăsit funcția trebuie să-și dea acordul pentru desecretizarea unui document, acum spune exact ce am spus eu. Că principiul desecretizării respectă de fapt principiul secretizării. Aceeași persoană sau instituție care a făcut acest lucru, secretizarea însă, se face și desecretizarea. Această vilă nu va fi niciodată locuită de președintele Iohannis și nu avea cum să fie atribuită de către cineva, de către RAPPS, către președintele Iohannis. Dar întrebarea ridicată după ce a spus domnul Ghigiu, a intenționat Nicolae Ciucă, avem probleme, s-a închis acest telefon. Domnule Pălărie, vom reface această legătură telefonică. Intenția lui Nicolae Ciucă de a-i adresa această vilă din Aviatorilor 86 lui Klaus Iohannis. Doamna Suce, am ascultat încă de la începutul emisiunii, mă aflam în deplasare spre sediul dumneavoastră și nu am decât o singură concluzie. Pare să fie o gâlceavă așa în praf, care este un praf în ochi pentru români, între două partide care înțeleg total greșit modul în care să guverneze. Cum anume? Secretizează, trag o perdea peste lucrurile importante și apoi le utilizează în campania electorală sub formă de diferite forme de șantaj. Dacă voi începeți să intrați în a devoala cine este beneficiarul vilei din Aviatorilor, intrăm noi să devoalăm cine sunt cei care intră în vila de protocol a domnului Ciolacu. Dacă voi faceți asta, vom face și noi.
Eu cred că e cât se poate de limpede acum pentru toți cei care urmăresc. Asta este doar pur și simplu o șaradă. Este un circ, mă scuzați că folosesc termenul atât de dur. Mă bucur că am intrat în legătură cu domnul Ionuț Moșteanu, pentru că al minte am fi povestit doar că sunt secrete sau nu sunt secrete care este hotărârea. Domnul Ionuț Moșteanu este inițiatorul din partea USR acestei legi. Haide să desecretizăm lucrurile astea și să lăsăm publicul să afle ce anume plătește din banii personali în privința modului în care statul alocă resursele. Ori această lege, credeți-mă că sunt parlamentar și știu exact cum se fac lucrurile astea, este tergiversată, este băgată la sertar cu ce forță? Exact cu forța majorității pe care cele două părți de la guvernare o au. Deci este limpede modul în care înțeleg să guverneze aceste două partide, România și resursele României. Cred că e de menționat faptul că absolut toate informațiile care i s-au solicitat premierului ieri, astăzi deja sunt publice, am văzut încă o serie de... Ne referim la locuința de serviciu pe care premierul are. Nu vorbim despre altceva, pentru că despre asta premierul poate dispune singur. Nicolae Ciucă, la asta și cu avionul privat ne puneți la dispoziție, că v-ați fost întrebat și cu avionul privat. A promis aseară. Lucian Pahonțu, cel mai longeviv șef de serviciu din România, este trecut în rezervă, dar rămâne în funcție. Despre asta discutăm acum la Studio Politic. Domnule Ghigiu, impactul politic. Mi-e greu să comentez. E o decizie, a ajuns la vârsta la care urmează să părăsească mediul militar, nu știu ce comentariu vezi. 60 de ani, da. Trebuie să se pensioneze, însă rămâne în fruntea serviciului, ne anunță serviciul de pază. Conform legii, cel puțin din câte știu eu, este șeful serviciului de protecție și pază numit de președinte cu avizul, cu acordul CSAT-ului, dacă domnul președinte Iohannis va decide să-l mențină în funcție decizia președintelui. La propunerea CSAT, în CSAT va fi și premierul, vor fi și ministrii PSD. De acord, dar nu cred că vorbim de o reînnoire a mandatului. Probabil că se va continua mandatul, sau mă rog, se va continua în forma actuală. Care e nelămurirea mea? Vă rog. În urmă cu 2 ani de zile, Marcel Ciolacu a propus de fapt un amendament în legea privind securitatea națională ca șefii de servicii să aibă un mandat de 5 ani. Și își păstrează aceeași idee. A spus-o și zilele trecute într-o dezbatere. Cu posibilitatea de a prelungi mandatul o singură dată. Deci cum este și la președinte. Unui mandat. De această dată vorbim de 20 de ani în fruntea unui mandat. 19 ani să fie. Dacă mă întrebați eu, dar e strict o părere personală, eu nu cred că nimeni, indiferent în ce funcție este în România, nu poate să se permanentizeze în acea funcție. Deci mi se pare normal să existe un mandat, două, să se stabilească foarte clar, dar să știm că nimeni nu poate să ajungă să ocupe o funcție pentru 20 de ani. Mai departe, decizia președintelui ce se va întâmpla. Două lucruri trebuie spuse aici și au legătură cu subiectul anterior. Pare că stabilitatea e legată de blaturi și de secretizare informației de a cheltui banii publici. În schimb, exact elementele care ar trebui să ne asigure nouă, să ne dea garanții de securitate a statului, și v-aș aduce aminte că nu avem nici astăzi, după un an și jumătate, un șef al SRI-ului care să fie parte din controlul civil politic asupra acestei instituții. Astăzi înțelegem că devine o chestiune relativ instabilă, inclusiv șeful SPP-ului, pe aceeași logică a ajuns la vârsta de pensionare după o anchilozare în această poziție și această funcție. Ne aducem aminte că din Statele Unite, echivalentul serviciului SPP, da, din Statele Unite, s-a dovedit a fi extrem de important apropo de asigurarea pazei demnitarilor. Nu doar în Statele Unite, mai fost un eveniment, dar și în Europa am avut evenimente asemănătoare. Ori eu cred că această chestiune trebuie să înceteze. Au fost întrebată și doamna Elena Lasconi. Doamna Elena Lasconi a spus limpede că are o viziune în care să nu mai existe aceste mandate fără număr ale celor care ar trebui să... Da, vedeți, diferența este că domnul Marcel Ciolacu ar fi putut să transforme această viziune în lege. Spuneam că legile care reglementează dar nu forțele... spuneți nimic de Klaus Iohannis, de președinte. La ce vă referiți? Apropo de discuția pe care o avem de serviciul de protecție și pază, cel care asigură paza demnitarilor, președintele până la urmă face această propunere până la urmă. Ne așteptăm la un CSAT asta ca procedură și pentru ce ține de dacă protecție, mă întrebați pe mine, din păcate, eu vin și din domeniul educației, unde aveam așteptări extrem... M-am dus cu gândul la Alianța de Dreapta pentru după alegeri și m-am gândit că poate acolo nu, dar asta nu mă legat de la educație și de la domnul Iohannis, care ar fi trebuit să facă niște lucruri elementare în zona de educație. Eu personal nu mai am nicio așteptare de la vreo decizie bună, înțeleaptă sau bună pentru români venită de la Cotroceni.
Domnule Muraru, implicația politică. E un om care de 20 de ani conduce acest serviciu de protecție și bază. S-a vorbit în ultimele zile de posibilitatea aceasta să continue în fruntea acestui serviciu din calitate de civil. Se pensionează, așa l-obligă legea, dar numirea în funcția de șef al serviciului a fost făcută pe un alt decret. Ce face președintele în această situație și discuția despre o persoană care să stea mult într-o funcție? Cum vede PNL? Doamna, aici discuția legată de schimbarea practică a statutului din militar în cel de rezervist, nu cred că e de natură să schimbe cumva lucrurile. Din câte știu eu, în ultimii ani, Serviciul de Protecție și Pază este lăudat de toate instituțiile internaționale. Există centre de antrenament, se pregătesc chiar ofițerii Secret Service la București. Deci eficiența cred că a contat în ultimii ani și nu faptul că o persoană are părul alb, a fost numită de cineva sau de altcineva. În definitiv, această continuitate a fost de bun augur și pentru instituție, și pentru România, și pentru securitatea demnitarilor, pentru protecția demnitarilor, pentru că acest serviciu cu asta se ocupă în principal. Sigur, dacă pe viitor se hotărăște altfel și dacă Parlamentul și noi vom decide că există această reglementare de natură să îmbunătățească activitatea serviciilor de a limita numărul de mandate, da. Păi când să decideți, dacă nu acum, să aveți o poziție în campanie, să știe oamenii ce votează, sunteți pentru limitarea mandatului șefilor de servicii sau din contră? Ați venit cu această variantă, câtă vreme există performanță, nu avem de ce să impunem limitări. Eu nu cred că eficiența unui șef de serviciu stă în anii pe care îi petrece acolo. Stă în rezultate. Eu știu, spre exemplu, că România n-a avut niciun atentat terorist în ultimii 20 de ani. Eu știu că România este lăudată la toate capitolele, este al cincilea cel mai mare beneficiar de informații deopotrivă și care furnizează informații CIA-ului. Deci cred că România stă foarte bine din punctul ăsta de vedere. Repet, eficiența unui șef de serviciu nu stă în numărul de mandate, ci în rezultatele pe care le are. Și dacă vorbim de SPP și de protecția demnitarilor, România e una dintre puținele țări europene unde demnitarii nu au avut atentate la adresa lor, în care lucrurile au mers bine în direcția asta. Eu cred că asta așteaptă oamenii de la un serviciu de informații. Să-și facă, dacă... Deci în acest moment nu ați fi de acord cu limitarea mandatelor pentru șefii de serviciu? Sunt sătul de viziunea asta. Da, care... de acord, dar în... Iertați-mă, dar seamănă mult prea mult cu problema rectorilor și așa cum rectorii ar trebui să fie limitați. Dacă ne uităm la mandate și la organizarea SPP-ului, practic SPP-ul funcționează ca un serviciu aproape în coordonarea și sub conducerea președintelui și a CSAT-ului. Deci dacă din zona CSAT-ului nu vine această propunere de reformă, mie mi se pare foarte greu să vină de oriunde altundeva. Dar principiul de bază pe care noi îl susținem, pentru că am văzut că domnul Muraru se referă foarte mult la oameni, noi susținem un principiu, că nimeni nu poate să fie pe viață într-o poziție. Lăsați că PNL-ul voia și legi pentru o persoană. Deci, din partea PNL-ului ne-am lămurit cum se pot face. Sunt doar principiile oamenii dictează. Mai puțin, ca să ne auzim. 30 de secunde, domnule Muraru, și apoi vă dau cuvântul, domnule Pălărie. Îmi place profesionalismul USR. Domnul Pălărie ne anunță că nu-i din domeniu, nu se pricepe, nu are nicio legătură, dar își dă cu părerea. Domnul Pălărie, nu vă băgați pentru că nu aveți cunoștință pe această zonă. Bun, și atac la persoană. Mulțumesc, domnule Muraru, acum să-l ascultați pe domnul Pălărie. A fost doar un atac la persoană, discuția mea era una exact în aceeași direcție, că ne-am săturat de PNL-ul care aruncă la gunoi principiile, invocând tot felul de explicații sau justificări pentru astfel de situații. Așa cum ați făcut praf legea educației și la rectori, ați lăsat să poată să stea aproape pe viață, acum faceți același lucru în toate domeniile statului. Mulțumesc, am ajuns la finalul discuției noastre. Studio Politic a ajuns la final cu câteva detalii despre ce veți vedea la ora 16 fix imediat. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi.
Ministerul Român al Afacerilor Externe a anunțat că unul dintre românii dați dispăruți în urma inundațiilor din Spania a fost găsit decedat. Bilanțul tragediei depășește, din păcate, 200 de morți, iar o nouă furtună amenință regiunea. Oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească. Mai multe detalii de la Fix. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem la ora 20, la ediție.